Bună ziua! Eu sunt Camelia și astăzi vin cu o nouă rețetă, cozonac pufos cu cacao umplut cu nucă de cocos. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. ...35 de grame de cacao, 500 de grame de făină, 250 de grame de lapte, 3 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 4 grame de sare, 100 grame de unt, 7 grame de drojdie uscată, coaja de la o lămâie, esență de rom. Într-un bol punem laptele, gălbenușurile, untul topit, coaja de la o lămâie, drojdia uscată, amestecăm, esență de rom. Amestecăm bine toate ingredientele. Adăugăm toată făina, zahărul, sarea și cacaoa. Acoperim cu folie transparentă și dăm aluatul la frigider pentru toată noaptea sau 10 ore. A doua zi sau după 12 ore, 10-12 ore, scoatem de la frigider și lăsăm aluatul la temperatura camerei până își dublează volumul. Preparăm crema. 200 ml de lapte, 125 de grame nucă de cocos, 70 de grame de zahăr și 50 de grame de unt. 2 albușuri. În laptele călduț punem zahărul, amestecăm să se topească. Adăugăm nuca de cocos, amestecăm. Punem totul într-o tigăiță mai mică și punem pe foc. Adăugăm untul, amestecăm și când umplutura este îngroșată puțin, dăm de pe foc. Punem într-un bol și lăsăm să se răcească. Adăugăm 2 albușuri. Aluatul a crescut și a dublat volumul. Punem puțină făină pe masă, răsturnăm aluatul, îl întindem și apoi îl împăturim.
Acum împărțim aluatul în două, două părți, o parte o dăm deoparte, întindem prima parte cu sucitorul într-un dreptunghi, punem jumătate din umplutură, răsucim deoparte. Acum întindem și cealaltă bucată de aluat. Punem restul de umplutură. Răsucim. Acum împletim. Și punem cozonacul într-o tavă unsă cu unt și tapetată cu făină și îl lăsăm la crescut până ajunge la marginea tăvii. Cozonacul nostru a crescut, uitați ce frumos este, și îl ungem cu gălbenuș de ou. Punem pe deasupra nuncă de cocos. Și bombonele colorate. Cozonacul este gata pentru pus în cuptor. Dăm cozonacul la cuptorul preîncălzit primele 15 minute la 200 de grade, apoi micșorăm temperatura
la 180 și lăsăm încă 35-40 de minute. Tăiem o felie, este foarte pufos. Uitați ce pufos este. Vă mulțumesc și vă aștept și la următoarea rețetă.